Gheorghe Baul din satul Călacea, județul Timiș, crește taurine de carne de mai bine de 10 ani. A terminat facultatea de zootehnie în 1988 și, deși ziua lucrează ca administrator la Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară din Timișoara, după masa se ocupă de pasiunea sa, pe care a transformat-o într-o afacere rentabilă. Sistemul de creștere a taurinelor de carne cu vacă doică l-a preluat din Ardeal, de la bunicii săi, care au crescut și bivol și vaci, atât pentru producția de lapte, cât și pentru cea de carne. La început am luat vițelul de la un particular, l-am dus, l-am vândut, a mers treaba, până m-a crescut ce oamenii care căutau animale. Nu aveam grajd, v-am zis și puțin mai înainte, căci țineam la niște vecini, în grajd la ei, m-am rugat de ei, vreo 2 ani, 3 ani am ținut la ei până mi-am făcut la mine și am făcut la mine un grajd de 20 de capete, care iarna merg pe 20 de capete și vara pot să merg afară până la 40-45 de capete. Cam un padoc unde pot, am crescut așa 35-40 de biței, câte 2-3 serii de biței pe an. La început îi luam la 6 săptămâni, 5-6 săptămâni, le dădeam lapte praf, dar era greu, mergeau greu, făceau diaree și acolo trebuie, în general, la viței de carne și când sunt mici, îți trebuie o femeie să lucreze, care este mai blândă, mai docilă, cu mai multă răbdare decât un bărbat. Trebuie să ai grijă să fie temperatura la apă, să nu-l bruschezi, să nu dai cu bățul în vițel, să te comporți ca și cu un copil mic. Și după aia am zis, este prea greu, prea multă muncă. Și atunci am zis, decât să cumpăr lapte praf, mai bine cumpăr o vacă și asta e investiția pe an de zile și o am acolo și fată, iau și de la ea produsul și este mult mai ușor. Vaca, puțin, când schimb seria, deci eu îi țin 2 luni jumate pe vacă sau 3 luni și atunci când schimbă, sigur că face puțin, e agitată puțin, dar pun întotdeauna, o acoper pe ochii cu o pătură sau ceva, stau cu ea, vorbesc o zi, două, până așa și îi primește pe urmă și pun lângă ea și au miros unul de la altul, vițelul fiind mic întinde botul spre ea crezând că e mama lui, ea vrând nevrând își ia, preia mirosul de la el și îi primește pe urmă, fără probleme. Viței sunt ținuți pe stabulație legată, îi țin la grajd legați, sporul este mai bun, căci nu aleargă, nu așa, se consume, deci el mănâncă, doarme. Ei sunt și din firea lor mai docili, mai blânzi și nu sunt așa să alerge, să zburde. Iar vacile le dau la pășune dimineața. Eu mă interesez și cu văcarul la sat acolo, umblu după văcar, după așa, să tocmim, să băgăm, să avem. Pentru că este mai ușor, cheltuiala este mai mică dacă ai posibilitatea să scutești din fân, din ăsta, să nu hrănești continuu. Mâncare, numai fân de lucernă, fără cocen, fără așa, pe care îl produc eu, da? Și urlău, macin, porumb cu grâu. Sporul la acești biței au în jur de 2 kg la zi, un kilogram 800, 2 kg la zi. Deci mănâncă lapte, mănâncă urlău și fân numai de lucernă. Deci nu au ce să nu crească și să nu depună pe ei. În prezent are 7 vaci doici din rasa bălțată românească și 16 viței de carne, toți metiși de bălțată românească cu albastru belgian. Diferența de viței o cumpără de la crescători din satele din zonă. Sunt metiși și pură nu prea găsești aici în Timiș, este undeva în Bihor, niște foști colegi de facultate, Bolcaș, el face, dar n-a ajuns la pură decât la 60% din puritatea rasei. Nu este sat în județul Timiș și 60% din case care să nu fie bătut la poartă, aveți viței de vândut. Și atunci știu oamenii care au și multă vreme am dus să muncă de lămurire cu doctorul veterinar și cu tehnicianul din zonă să lămurească oamenii să însămânțeze cu viței de carne pentru că își vând mult mai ușor produsul. Indiferent că este femelă, că este mascul, îl pot vinde.
Valorificarea este asigurată, deoarece are deja legături bune cu cei care cumpără viței, fie pentru a-i crește până la o greutate mai mare, fie pentru a-i vinde la export pentru carne albă, care este foarte scumpă în restaurantele din vestul Europei. Prețul este foarte bun și posibilitatea de a-l vinde la orice greutate. Când este mic, prețul este foarte bun, până la 90 de kilograme, este un preț foarte bun. Iar în timp ce, pe măsură ce crește în greutate, scade prețul, dar compensează greutatea cu prețul. Știți? Și poți să vinzi la orice oră. Deci nu se zici că vrei să vinzi, nu că este negru, că este subțire în picioare, care cap, care stea în frunte, care așa. Deci nu se pune problema. Și chiar dacă este femelă, prețul este puțin mai mic la femelă, cu 10 ron. Eu îi vând când au 3 luni, 3 luni și jumătate, aia înseamnă o greutate de 170, 80, 90, 100 până la 190, poate să meargă. Am avut și de 200 de kilograme la vârsta asta și prețul e bun. Tendința la ora actuală este spre creșterea vacilor de carne, afirmă Gheorghe Baul, mai ales pentru fermierii mici care pot obține profituri bune dintr-o fermă mică de familie. Tendința este spre vaca de carne. Tendința la ora actuală este pe creșterea de vacă de carne. Pentru consum, pentru că consumul de carne a crescut și este în creștere. Și ca să pe lapte înseamnă să ai niște oameni foarte buni cu care să lucrezi. Eu lucrez eu cu familia Colmi, care are 16 ani, care știe tot rândul să rânească, să cosească, să facă clăi. Poate să țină singur o casă la vârsta lui, fără nicio problemă. Și mai am doi vecini, soț și soție, care mă ajută. Și după masa sunt și eu cot la cot cu ei. Deși vizitează în fiecare an târgurile de agricultură din zona de vest a țării, 2011 este primul an în care Gheorghe Baul a participat ca și expozant la Team Agralim. Am venit cu doi tăurași din rasa, din rasa albastră belgeană. Acesta este din vaca mea, de la vaca mea proprie. Acesta este cumpărat. Diferența dintre ei este de 3 zile. Asta este mai tânăr cu 3 zile ca și acesta. Iar ea este Florica, vaca. Este o vacă de suflet a mea. Și a fost propusă pentru expoziție având un uger așa asimetric. Ea de fapt alăptează 3 viței mai mici acasă. Are 3. Nu, cei doi o au o altă mamă care este acasă, dar ea este o vacă blândă și îi primește și pe ăștia. Au 3 luni și jumătate și au greutate de 180 ăsta și 190 ăsta în altă.